doua zi după nuntă am divorțat. A doua zi după nuntă? Așa repede? Da. Pe ce ai făcut-o? Pe cum? Păi eu mi-am dorit-o, nu credeam că o să mi se întâmple asta. Nici nu-mi doream vreodată. Dar ce s-a întâmplat? A fugit cu bani? Anunții, ce puțin? Da. A fugit cu bani? Nu. Nu a fugit cu bani, probabil a vrut doar să facă bani. Am avut 250 de oameni din partea părinților mei și din partea lui 57 de persoane. Mi-a plus. A fost o durere foarte mare pentru noi. Că nu mă așteptam la asta. Eu credeam că ea plânge pentru că l-a surprins în noaptea anunții, pupându-se cu una, sau mai rău, cu unul, că s-a mai întâmplat cazuri. Însă ea, săraca, plânge pentru că din partea lor ei au venit la nuntă 200 și ceva de persoane și din partea lui numai 57, bă, băiatule, băi. Se pare că el a vrut altceva și a atingat alt scop, dar nu i-a reușit pentru că eu am luat banii după nuntă și am împărțit. I-am zis câți oameni ai avut? 57? Da, 57. Am calculat suma respectivă, nici măcar meniurile le-am scăzut și am dat toată suma. Mi-am luat restul de bani pentru că eu sunt datoare și ziua de astăzi la nunți. De exemplu, vara trecută am fost la 9 nunți odată. Atunci mi-a... Cei care pentru au venit datoriile la de la nuntă, da. N-avea dreptate Mircea Bravo cu filmul ăsta nou, Nuntă pe bani? Păi nuntă pe bani, tată, pentru că banii sunt temelia noii familii. Gogule, la fostul Mire mă refer, nu știu cine ești, însă ești un norocos. Ți-au trecut glontele pe la ureche. Ai scăpat, felicitări!